Suntem la un sfert de distanță până la emisiunea 100 și nu avem de gând să ne oprim prea curând. În ediția de azi dezamorsăm bombe, explorăm stații spațiale și învățăm niște programare. Keep Talking cred că e cel mai tare joc pe care ai putea să-l încerci alături de prieten sau prietenă. Pune la încercare atât răbdarea cât și încrederea. Conceptul e super simplu, iar execuția superbă. Unul din voi stă pe net și citește instrucțiuni. Celălalt stă în joc în sine și încearcă să dezamorseze o bombă în timpul alocat. Niciunul din jucători nu are voie să vadă ce face celălalt. Așa că cel cu bomba va trebui să asculte cu atenție instrucțiunile și să descrie ce fire are pe bombă. Iar cel cu manualul trebuie să aibă ceva înclinații matematice. Keep Talking and Nobody Moves te pune să tai fire, să comunici mesaje în coduri morse, să găsești cuvinte și să repeți secvențe luminoase, fiecare bombă aducând o nouă provocare. Cum am zis deja, concept simplu, execuție superbă. Dacă vrei să ne vezi jucând, puneți căștile pe cap, când jurăm ca la ușa cortului. Și bineînțeles, uită-te la Let's Play-ul pe care l-am postat pe canal. Care stânga mijloc? Păi simplu! Orizontală sau verticală și al primul sau al doilea. Cât de greu e să work in a fucking logical grid? Ai făcut politehnica. Orizontală, verticală, dacă ziceam orizontală al doilea, care era? Orizontală, al doilea rând orizontal. A doua. Dacă, auzi, dacă zic stânga, mijloc, care? Nu știu. Asta e, încerc să-ți explic că nu știu dacă zici. Sunt două coloane, coloana din stânga și coloana din dreapta. Care au trei poziții. Sus, mijloc și jos. Dacă zic stânga, mijloc, care? Da, bine, pula mea e dreptat. Vezi? Da, do what I fucking say, că eu dezamorțez bomba. Eu sunt așa cu mâinile până la genunchi încăcat. Cu mâinile până la genunchi încăcat. Do these wires look different to you? Sublevel Zero. Dacă ați văzut acest joc și primul cuvânt care v-a venit în cap a fost Descent, atunci înseamnă că sunteți cu adevărat 90s kids, much nostalgia, such wow. Sublevel Zero e un 6 degrees of freedom shooter cu elemente de roguelike. Pe țelesul tuturor, asta înseamnă că poți să te miști sus-jos, stânga-dreapta și să te rotești în toate direcțiile. Lucru foarte util, dat fiind faptul că ești o navă într-o stație spațială făcută practic ca un labirint. Legat de asta, o chestie foarte mișto e harta, care e 3D și se rotește, deci nu ai cum să te pierzi. Ei zic că e roguelike, eu aș zice că e mai degrabă roguelite, adică are nelipsitele upgrade-uri, crafting și restart la început atunci când mori, dar nu e foarte complex. Durează vreo 4-5 ore să-l termin și nu prea e de ce să-l mai joci a doua oară, decât dacă ești, nu știu, super pasionat. Pentru 14 euro mi se pare un pic cam scurt, la cât de generică e povestea, putea fi vândută în bila cu etichetă de clever. Unele jocuri sunt mișto pentru că te relaxezi la ele. Altele pentru că îți descarci energia negativă și alergi oameni cu vibratoare roz pe stradă. Și, din când în când, mai apare câte unul care te învață chestii, uneori fără să-ți dai seama. Human Resource Machine e unul din aceste jocuri. Începe foarte simplu, ca un puzzle normal, în care trebuie să așezi comenzi în ordine ca să faci un om să sorteze corespondența. Dar, după 15-20 de niveluri, te trezești că știi programare. Glumesc, bineînțeles, dar e și un sâmbure de adevăr. Încet, încet, încep să înverți recursivitate, șiruri, stack-uri și sortări, lucruri de bază în programare. Doar pentru asta eu zic că jocul merită cei 10 euro, mai ales că te scutește să-ți mai iei meditator la info sau să cumperi cursuri de programare. Sunt sigură că dacă termin jocul ăsta cu scor perfect, poți să ți-l pui pe CV. Cine zice că s-a plictisit de Tetris minte? Dar, ce-i drept, printre atâtea jocuri mișto, lumea n-a mai pus de mult mâna pe bătrânel. Ei bine, la Indie Mocha vă prezint azi Hex, de la developerii FRVR. Același sistem de Tetris, de trebuie să faci linii, numai că spațiul de joc e un hexagon, iar formele sunt și ele diferite. Da, da, pare simplu, știu. Așa am zis și eu, după aia am jucat o oră. Că tot am vorbit de învățat, voi ați comentat cu ce ați învățat din jocuri și unul din voi o să câștige un joc pentru asta. Ați înțeles ceva? Ei bine, câștigătorul este Imaxi, care spune că a învățat să controleze o echipă în FIFA 16. Felicitări! Hai să vedem dacă înveți și pixel art din Painted Back. Pentru data viitoare v-am pregătit Tango Fiesta, un shooter top-down cooperativ, ca să aveți ce să jucați cu prietenii. Pentru a-l câștiga, trebuie să răspundeți la următoarea întrebare. Care e cel mai fun joc co-op pe care l-ați încercat până acum?
spor la joacă și ne auzim în comentarii. Goodbye, Indians! Da, iubesc să citesc comentarii despre NewsX la Indie Club. Comentariile despre NewsX e viața mea.